O experiență unică trăită în Asia nu putea rămâne neîmpărtășită. După mai mulți ani de studiu în China, teologul Florin Cârlan a revenit în țară, iar seara trecută le-a vorbit studenților constanțeni în cadrul unei conferințe despre cum a apărut, s-a păstrat și s-a dezvoltat ortodoxia în rândul creștinilor din estul continentului asiatic. În sala magna a Arhiepiscopiei Tomisului a avut loc seara trecută conferința Pătrunderea creștinismului și evoluția lui în China, evoluția ortodoxiei asupra religiilor locale chineze. Teologul Florin Cârlan, doctor în literatură și studiul documentelor clasice al Universității de Lingvistică din Beijing și absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanța, a prezentat celor prezenți aspecte legate de experiența sa în rândul creștinilor ortodoxi din Republica Chineză. Există multe știri pe internet referitoare la creștinismul chinez. Sunt destul de trunchiate, foarte puține și aș vrea să aduc așa un suflu nou, ceea ce spun chinezii înșiși despre propria lor istorie, cum a intrat creștinismul în țara lor și evoluția sa pe acele meleaguri. Primele mărturii care atestează existența creștinismului în China sunt datate din dinastia Tang, este undeva în secolul 7, ca să înțelegeți, anii 600 și ceva după Hristos. Dar conform specialiștilor chinezi, se pare că înainte de această dată au fost activități creștine pe teritoriul actual al Chinei, venite din Imperiul Persan. Însă nu există nicio dovadă palpabilă în acest sens. Prima dovadă palpabilă, concretă, despre existența creștinilor în China datează din anul 700 și puțin din secolul 8 și este vorba despre un monument, o stelă nestoriană, se spune, din orașul Xi'an, pe vremea aceea capitala Imperiului, se numea Chang'an. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Noi de la începutul prezentării creștinismului avem în paralel celelalte religii care vin cu ideea de Dumnezeu în diferite moduri. Ideea de Dumnezeu n-a lipsit de la niciun popor în nicio perioadă. Ce trebuie să vedem în istoria mai veche și mai recentă a Chinei? În istoria mai veche a Chinei au existat niște repere palide ale religiozității și mai ales privind latura creștină. În istoria mai nouă se pare că pătrunde creștinismul într-un mod subtil, dar realist și substanțial. Sigur că toate aceste asemănări pe care le prezintă domnul Florin Cârlan sunt atât de firești. Vrând nevrând, Hristos pătrunde. Conferința a fost organizată de Arhiepiscopia Tomisului prin sectorul cultural-educațional și ASCOR, filiala Constanța.